Nimic nou sub soare și nimic nou în rubrica de azi. Tot ce vom auzi știm foarte bine, de pus în practică însă este mai greu. Dr. Liana Stănescu, să o ascultăm, poate cine știe. Prin comunicare și deci prin limbaj ne transmitem sentimentele, gândurile, povestim faptele prin care trecem. Uneori avem nevoie de un sfat, uneori avem nevoie doar să ne descărcăm. Deci nu se poate trăi fără a comunica cu ceilalți. Nu se poate trăi. Acum, sigur că întrebarea firească ar fi, dar ce se întâmplă cu acei oameni care nu comunică? Într-adevăr, de la o anumită vârstă, ești mult mai selectiv în ceea ce privește partenerii de comunicare. Însă, de fapt, noi atunci când vorbim cu ceilalți, ne satisfacem anumite trebuințe. Și anume, în orice situație în care vorbim cu celălalt sau comunicăm cu ceilalți, de fapt, vrem să știm ce se așteaptă de la noi. Adică partenerul nostru de discuție sau de convorbire, ce așteaptă de la noi. În felul acesta, atenția noastră este trează, curiozitatea este vioaie și uneori reușim chiar să fim atenți. Uneori spun, pentru că există anumite bruiaje, cum ar fi preocuparea pentru o problemă personală, pentru un fapt, pentru eveniment și așa mai departe. De asemenea, întotdeauna când comunicăm, dorim să fim implicați, adică să avem o poziție activă și mai mult decât atât, dorim să fim apreciați, pentru că fiecare dintre noi dorește să se pună în valoare. Și așa și este, în momentul în care vorbești și cineva nu recepționează mesajul tău sau vorbește despre același subiect în cu totul alt mod, fără să facă referire la ce ai spus tu, ai o senzație de pură jenă, de asta e, da, aici trebuie... Îmi vine în minte situația dintre părinte și copil. La un moment dat părintele spune, mă, dar tu mă asculți pe mine? Și copilul spune, copilul fiind și adolescent și poate chiar tânăr, zice, da, bine. Dar, de fapt, și părintele simte nevoia să fie apreciat, precum și copilul. La fel cum un copil vine și povestește destul de înflăcărat ce i s-a întâmplat prin ce a trecut și mama, de exemplu, la bucătărie își vede mai departe, nu se oprește nicio clipă, nu îndreaptă capul, care este o atitudine de ascultare, nu pune nicio întrebare, mai puțin frecvent de la părinți către copii, mai frecvent de la adolescenți spre părinți. De asemenea, e bine că atunci când vorbim cu ceilalți, deci când participăm la această activitate de comunicare, să avem grijă ca ceea ce transmitem să nu dureze foarte mult. Pentru că atunci, de fapt, monopolizăm comunicarea. Și nimeni nu are o atenție atât de lungă. Mai mult decât atât, acest lucru poate fi realizat provocându-l pe celălalt cu întrebări. Dar tu ce crezi? Oare am făcut bine? Ca să aștept și celălalt să fie implicat, să fie apreciat prin opinia lui și de asemenea să ai o confirmare că te ascultă. Și asta foarte mult se potrivește la relația părinte-copil. Copilul implicat în problemele curente ale părintelui, da, de casă. Aici o să mai revin la relația aceasta din perspectiva copilului către părinte. Și un ultim aspect pe care aș dori să-l subliniez este faptul că în orice comunicare noi simțim nevoia ca ceea ce facem, că le numim performanțe, că le numim realizări, că le numim pur și simplu fapte, deci simțim nevoia ca acestea să fie recunoscute de către alții, adică nu trecute cu vedere. Plecând de la aceste patru tipuri de motivații, evident ne putem surprinde propriile greșeli, după cum putem să surprindem greșelile altora.
Acum, problema se pune ce facem atunci când surprindem că altcineva, de fapt, nu ne ascultă, că altcineva nu ne recunoaște valoarea sau o calitate, cum acționăm, ce spunem sau cum ne manifestăm non-verbal, prin gesturi, prin atitudini. De cele mai multe ori ne enervăm. Da, ne enervăm. Preferabil este să avem poziția de observator, pentru că, așa cum am explicat și data trecută, nimeni nu are nevoie de evaluatori și judecători. Putem să nu-l mai căutăm pe acel partener de comunicare. Telefonul, un mijloc de comunicare la îndemână. Comunicăm față în față, comunicăm în grup, comunicăm la telefon. Comunicăm la telefonul fix, comunicăm la telefonul mobil, comunicăm prin SMS-uri, mesajele prin telefonie, comunicăm prin e-mail. Spre deosebire de acestea, convorbirea pe telefon fix, de pe un telefon fix, încă are un specific anume, convorbirea lungă. Încă, să spunem, se mai poate avea mai o, ca și o convorbire la o întâlnire reală între parteneri. Știm foarte bine că adeseori aceste vizite telefonice pot deveni drame pentru părinți, atât din punct de vedere al timpului ocupat, cât și din punct de vedere economic, cât costă un telefon. Eu mi-aduc aminte, dacă îmi permit să spun aceasta, în adolescență am avut o convorbire telefonică care a durat 6 ore, iar alta 12 ore. Da, eu nu știu ce atitudine au avut părinții dumneavoastră, însă aud adeseori remarca: nu se mai termină odată cu telefoanele, sau și-a luat telefonul, s-a închis în debara, sau vorbește șoptit, sau vorbește după o anumită oră seara când părinții ar dormi și așa mai departe. Problema se pune, știm să comunicăm la telefon, sigur, toți știm să vorbim la telefon, dar știm să comunicăm, suntem eficienți. Se pare că psihologii s-au preocupat de acest lucru, începând cu poziția pe care o avem la telefon, dacă ținem telefonul foarte strâns de noi sau dacă stăm comod pe un fotoliu sau pe un scaun, dacă vorbim mai repede decât de obicei sau dacă vorbim mai lent, dacă vorbim șoptit sau vorbim tare, fiecare gest și comportament al nostru are o semnificație. Nu încercăm să facem acum un portret psihologic cine ce este, ci doar dacă noi știm să comunicăm sau nu eficient la telefon. Și eu m-am gândit pentru început la câteva întrebări. Ca de exemplu, câte telefoane dați pe zi? Sau câte convorbiri telefonice aveți pe zi? De la 1 până la 3 ar fi o variantă, de la 4 până la 6 ar fi a doua variantă, sau mai mult de 7. Vă dați seama că deja mai mult de 7 este problematic. Dacă convorbirile dumneavoastră... De ce este, mă iertați că vă întreb, problematic? Pentru că poate demonstra altceva, un caracter comunicativ, o persoană cu mulți prieteni, cu multe probleme pe care le rezolvă? Practic, timpul nu-ți permite să ai mai mult de 7 convorbiri telefonice. E vorba de, nu de telefoane profesionale, ci de telefon în timpul liber. Nu ai cum. Dacă ai stabilit, dacă vrei să povestești ceva unui prieten sau mai mulți prieteni, atunci te întâlnești cu ei. Dacă ai o veste urgentă de comunicat, atunci este o situație de excepție. Deci, optim este până în numărul de 3-4 telefoane pe zi. O a doua întrebare ar fi: care este poziția dumneavoastră preferată când vorbiți la un telefon ce se află așezat pe un birou? A plecat peste birou, adică rezemat pe cot, în picioare aproape de birou, sau așezat confortabil pe scaun sau pe fotoliu de lângă birou. În mod normal, sau cel mai frecvent, atunci când sună un telefon așezat pe care se află pe un birou, firesc este să te apleci peste birou și să răspunzi la telefon, pentru că ești într-o mișcare și nu stai lângă telefon. Deci acesta ar fi răspunsul optim. Atunci când te așezi confortabil la birou, este limpede că ești pornit pe o conversație foarte lungă. Atunci când ești în picioare,
ești în trecere și nu o să răspunzi foarte mult. Deci răspunsul cel mai frecvent este a plecat ușor peste birou, eventual rezemat. Eu nu vreau să incit pe cineva să facă un portret psihologic superficial. E vorba de autocontrol și asta este sugestia mea. Doar să vă gândiți fiecare, cei care ascultați, la aceste sugestii. Un om care are o experiență de convorbiri sau în ceea ce privește convorbirile telefonice, de obicei vorbește mai repede la telefon. Deci aceasta ar fi atitudinea bună. În al patrulea rând, sau al patrulea tip de întrebare, ce faceți atunci când vorbiți cu cineva care se află în vizită la dumneavoastră și sună telefonul? Cum procedați? Prima variantă. Răspund la telefon și vorbesc cu cel care m-a sunat, lăsându-l pe cel pe care l-am în vizită să aștepte. În al doilea, a doua variantă de răspuns. Îi spun celui care m-a sunat că stau de vorbă cu cineva și sunt, în felul acesta îi dau doar să înțeleagă că sunt ocupat. Și a treia variantă, după ce s-a prezentat cel care a sunat, îi spun că voi reveni eu cu un telefon când voi fi puțin mai liberă. Varianta cea mai bună este să răspund, prima variantă, să răspund la telefon, să vorbesc, să fac o mini-conversație. Interlocutorul meu poate să aștepte un timp de, dar să nu depășească 5 minute, după care să închei conversația politicos, lăsându-l pe celălalt de la telefon să înțeleagă că sunt cu cineva, dar eu sunt dornic să port această conversație. Întrebarea 5. Cum preferați să fie mediul dumneavoastră telefonic? Adică izolat fonic, nu puteți vorbi atunci când sunt zgomote în jur, sau vă adaptați la orice zgomot atunci când vreți să vorbiți la telefon. De cele mai multe ori simțim nevoia să avem o izolare fonică. Însă este preferabil să ne adaptăm la orice mediu fonic. Problema se pune că noi suntem cei care decidem când dăm telefon, în ce ambient fonic dăm telefon. Acum, în cazul în care aveți un număr moderat de conversații telefonice, când știți să purtați o conversație lăsând să înțeleagă că doar pentru moment sunteți ocupat, când vă adaptați oricărui mediu fonic, înseamnă că știți să comunicați perfect la telefon, ca și în situațiile când sunteți față în față.